Premierul Ludovic Orban împreună cu ministrul economiei Virgil Popescu și ministrul lucrărilor publice Ion Ștefan s-au aflat astăzi în vizită de lucru la centrala nucleară din Cernavodă, șantierul naval Constanța și cazinoul de la Malul Mării. Premierul a declarat că obiectivul actualului guvern referitor la centrala nucleară electrică de la Cernavodă este realizarea de investiții în valoare de 8-9 miliarde de euro, privind retehnologizarea reactorului 1, dar și construirea reactoarelor 3 și 4, lucrări preconizate să fie finalizate până în 2030. Pentru centrala nucleară avem planuri mari. Obiectivul nostru este să realizăm investiții de 8-9 miliarde de euro. Investiția privind retehnologizarea reactorului 1, de asemenea investiția privind construcția reactoarelor 3 și 4. După cum bine știți, de la instalarea guvernului nostru există o schimbare de abordare. Vrem să realizăm aceste investiții cu parteneri serioși din zona euroatlantică, parteneri care să aibă expertiza, tehnologia necesară pentru a putea susține realizarea acestor investiții fundamentale pentru dezvoltarea economică a României. Întrebată despre anul finalizării lucrărilor la reactoarele 3 și 4, Ludovic Orban a spus că 2030 rămâne termenul avut ca obiectiv. Următoarea oprire a premierului a fost la șantierul naval Constanța, unde acesta a purtat o discuție cu managementul SNC. Șantierul naval Constanța, împreună cu Naval Group, au fost declarați câștigătorii licitației pentru construcția celor 4 corvete multifuncționale. Și am vrut să văd exact, practic aici se vor produce cele 4 corvete, șantierul naval Constanța, fiind parte din acest proiect extrem de important. De altfel, în spate, dacă vă uitați, vedeți că se află în reparații la șantierul naval fregata Ferdinand, Regele Ferdinand, da, care suferă practic lucrări de reparații extrem de laborioase. Industria de producere și de reparare a navelor este o industrie cu o mare importanță pentru România, o industrie care se află într-o perioadă de întrebări și care necesită un parteneriat cât se poate de serios cu guvernul, astfel încât să asigurăm dezvoltarea în continuare a acestui. Premierul Ludovic Orban și-a propus să viziteze toate șantierele navale din România.